A ajuns sub roțile unei mașini chiar pe trecerea de pietoni. Un bărbat de 49 de ani a fost lovit de o mașină care a trecut peste el în timp ce traversa strada pe culoarea verde. Accidentul a avut loc marți în jurul orei 12 pe strada Ștefan cel Mare din capitală. Din imaginile video surprinse de un martor se vede că pietonul traversa regulamentar, iar mașina care trebuia să îi acorde prioritate îl lovește, iar șoferul nu oprește, ci își continuă deplasarea. Imediat, mai mulți oameni s-au strâns și au ridicat mașina pentru a-l scoate pe bărbat de desubt. La fața locului a sosit o ambulanță, iar victima a fost transportată la Institutul de Medicină Urgentă. Bărbatul a fost internat în secția chirurgie și se află în stare gravă, dar stabilă. El s-a ales cu mai multe coaste rupte. Potrivit poliției, accidentul a fost provocat de o tânără de 21 de ani, care va fi sancționată în funcție de gravitatea rănilor provocate pietonului.